creșterea competenței profesionale a specialiștilor din sectorul medical în implementarea programelor naționale din domeniul endocrinologiei și diabetului zaharat, ENDODIAP, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. În cadrul programului de creștere a competitivității specialiștilor în domeniul endocrinologiei și diabetului, abordăm astăzi cu domnul dr. Constantin Cucu, șef de secție la Institutul Național de Endocrinologie și Hiparhon, o problemă legată de autoimunitatea tiroidiană și anume afectarea oftalmică. Clasic, cunoaștem boala Graves-Basedow ca o asociere de patologie tiroidiană, tirotoxicoză cu gușă difuză, cu afectare oculară, sindromul exoftalmic și foarte rar cu afectare cutanată, vorbim de mixedemă pretibial. Cum integrăm aceste date în patologia autoimună? Știm că, de fapt, boala Graves și tiroidita Hashimoto reprezintă extremele unui spectru de patologie autoimună tiroidiană între care putem face conversii și avem pacienți care trec dintr-o parte în alta și în ce măsură această patologie imunologică poate să afecteze vederea și motilitatea globilor oculari. Deci, una din problemele pacientului cu boala Basedow este, într-adevăr, această afectare oftalmologică, care, ea, practic, există la toți pacienții cu boală Basedow, doar că în 50% de cazuri nu se exteriorizează suficient de mult încât medicul, pacientul, se consideră că are o problemă. Dar și la acești 50%, dacă ai vizualiza conținutul orbitelor, sunt tomograf cu un remen, ai vedea o tendință a mușchilor extraoculari de a fi infiltrați, de a fi mai groși. Deci, practic, lezarea sau reacția imunologică influențând musculatura extraoculară există la toți pacienții. Dar la vreo 50% din ei, cam jumate, devine vizibilă, în sensul că ochii și cel mai vizibil este faptul că ochii ies din orbită, acea exoftalmie. În principiu, la 90% este e autolimitat, adică nu o să pună probleme ulterioare de afectarea vederii și tec. Dar într-un procent de cazuri, sigur va pune. Și fumatul e, de exemplu, un factor care te face să te încadrezi mai degrabă în cei cu risc mare, un factor de risc foarte important, care te poate duce, dacă faci boala Basedow, să faci oftalmopatie severă. Deci fumatul este un factor de risc modificabil și insistăm asupra acestui aspect că pacienții cu boală Graves, cu oftalmopatie, au o recomandare foarte puternică să renunțe la fumat. Da, este o recomandare puternică. În principiu, pacienții cu oftalmopatie Graves sunt evaluați în momentul în care ajung la doctor din două puncte de vedere. Din punct de vedere al severității afectării vizuale, care înseamnă dacă vederea, funcția vizuală e în pericol și, în general, semnele care putea fi în pericol sunt faptul că are lag oftalmie, adică nu își poate acoperi globul ocular, ceea ce poate duce la uscăciunea cornei, eroziuni și probleme la acest nivel și care poate să aibă sancțiune doar chirurgicală de lungirea ploapelor. Poate să fie alt element de gravitate, afectarea atât de mare a musculaturii extraoculare și a motilității, încât pacientul, și asta e cea mai frecvent element de gravitate, începe să devină diplopic, adică să vadă dublu, și aici se face cuantificare, dacă vede dublu permanent sau doar din când în când, dacă vede dublu într-o anumită toate poziție, privire și cel mai grav fiind, bineînțeles, când e tot timpul și în poziție centrală, unde iarăși se poate ajunge la operație de corectare, dar numai după ce s-a inactivat boala. Al treilea lucru care poate să ducă la pierderea funcției vizuale este, sigur, compresia pe nervii optici. Din fericire, exoftalmia în sine, prin faptul că ies ochii, e un mecanism compensator. Deci câtă vreme ochii ies, în ciuda neplăcerii și faptul neplăcut de a vedea cu ochii zeșiți, în esența lui de ieșire în ochi, scade presiunea potențială pe nervii optici. Dar uneori nu face suficient de bine asta, sau procesul e atât de mare, încât e nevoie poate de decompresiune, de intervenție de decompresie orbitară. Acestea în afară de metodele chirurgicale, există și metodele nechirurgicale. Da, astea se văd. Bun. Da. Se folosesc în cazul bolilor active. Da. Pentru că am avut pacienți care aveau foarte severă boală, dar era de acum 10 ani. Și atunci unul din lucrurile pe care le face endocrinologul este să vadă dacă boala în momentul ăla e activă, deci amendabilă prin tratament, în esența lui antiinflamator și antiimunologic, mecanismul fiind imunologic.
Și elementele sunt modificări pe care le poți demonstra rapid apărute, de exemplu, agravarea diplopiei, agravarea exoftalmiei, durerile oculare, durerile spontane sau durerile la mișcare oculară, inflamarea glandei lacrimale, inflamarea limbusului, edemele palpebrale. Toate acestea sunt inserate, sunt integrate într-un scor de activitate clinică care te face să decizi sau nu tratament, care tratament se face în principiu cu glucocorticoizi. Aici a fost o schimbare de paradigmă pe care iarăși am prins-o în vremea noastră, în sensul că acum 20-30 de ani tratamentul era pe gură. Se dădeau doze mari de prednison pe vremea aceea pe gură, mă rog, cei care chiar cu reacții adverse digestive și adverse, cu, da, în principiu trebuie să cam dai cam 3 luni cel puțin ca să ai efect, adică dacă te grăbești și scădei mai repede. Oricum, iarăși e un lucru care trebuie să-l știe lumea în general, oftalmopatia nu e chiar o boală în care ești absolut de fiecare dată garantat că o să meargă bine. Și nu merge mână în mână cu hipertiroidismul. Adică, trebuie să corectezi hipertiroidismul. Hipertiroidismul necorectat sau corectat prea mult hipotiroidismul afectează prost ochii. Asta era o întrebare, mulțumesc. Nu poți să faci judecată relația între funcția tiroidei și... I-am scos tiroida și am rezolvat hipertiroidismul, ochii vor merge neapărat bine. La mulți merge bine, dar la unii nu. Și atunci, de exemplu, dacă sunt fumători. Și atunci, da, ele trebuie să privite ca fiind în același context, deci aceeași boală, dar nu merg neapărat la fel. Și atunci adesea ești silit să intervii pe lângă cu ce intervii pentru hipertiroidist, amazol, operație, să intervii cu tratament care revin, era inițial pe gură, glucocorticoid în doze mari, cu riscuri de să îngrașe pacientul, să facă hipertensiune, să accentueze diabetul, dar care le asumai riscurile că era bine pentru ochi. E, începând de acum vreo, nu știu de când apune, 15 ani, de 20 de ani, se face puls terapie. Puls terapia are un alt principiu, respectiv administrarea de doze mari, în principiul lor limfo, care distrug limfocitele la nivel orbitar și care reduc reacția imunologică, dar fără a face atât de mult rău, pentru că stau doar o dată pe săptămână. Și aici ții minte, la început se dădeau doze foarte mari, un gram pe zi, 3 zile la rând. Și au fost cazuri că au făcut hepatită fulminantă toxică. Da. Și acum s-a ajuns la schema actuală care este safe, 500 de miligrame de metilprednison, care în esență e o doză mare pentru o zi, dacă se dă o singură zi, care este safe, nu mai dă afectare în momentul la hepatită, dar nici nu duce la supresia axului sau la fenomene de Cushing. Da, eu folosesc o doză de 250 de miligrame în zile alternative, o zi da una nu, câteva zile, 3 doze, adică o săptămână, stă pacientul, după care scădem la doză săptămânale la 250 de miligrame. E o variantă bună, pentru că și am văzut că, într-adevăr, după o perfuzie de 500, nu întotdeauna efectul se întinde pe... Adică ar putea aceste două doze săptămânale să acopere mai bine în cursul unei săptămâni decât o doză săptămânală. Și mai o chestiune legată de doza totală recomandată a se administra. Nu, avem la... mai mult de 12 grame. Da, nu, între 9 și 12 grame în totalitate de metilprednison, ceea ce iarăși limitează arsenalul nostru, că nu avem atât de multe glanțe, dar dacă avem 12 doze, da, 12 grame, înseamnă... ajunge cumva, dar sunt și pacienți, toți se cred că avem pacienți în care pur și simplu am terminat cele două cure și pacientul nu-i merge suficient de bine și trebuie să ne întoarcem la metrol sau la alte medicamente care se pot încerca. Da. Relația cu funcția tiroidă este importantă, adică sigur, pacientul cu boală Graves la debut este de regulă tirotoxic, deci TSH-ul e supresat, noi intervenim cu antitiroidiană sinteză, echilibrăm funcția tiroidiană, de multe ori se îmbunătățește și afectarea oftalmică, dar e de păstrat, e de evitat profilul tiroidian de tip TSH mare, mai bine să fie hipotiroidian. TSH mare poate afecta direct măsură... receptorii din... Adică da. Afectează, e un motiv de menținere de agravare oftalmopatiei. Și atunci avem soluția de block replace. Block replace este și ceea ce folosesc eu și în sensul că uneori e foarte greu să nimerești doza de... Mai ales într-o situație ca asta în care vrei să fii foarte precis. Că într-o situație în care omul nu are oftalmopatie, să zicem, dacă el stă cu un TSH ceva mai mare, neplăcut, dar nu-i cu un efect atât de negativ. Într-o situație ca asta și eu prefer să trec într-o stare artificială complet, adică îi dau o doză de tirozol care a fost testată că i-a blocat tiroida complet și îi dau o doză substitută
consecutivă de eutirox, ca să nu intre în hipotiroiz. Că despre hipertiroizi, prin retracția palpebrală, prin efectul simpatomimetic, el însuși agravează oftalmopatia. Și aș mai vrea să mai spun ceva despre chestia asta, care vine dintr-o eroare care am făcut-o cândva. Deci, în principiu, oftalmopatia este pe ambii ochi, dar nu e neapărat simetrică. Da. Și atunci, de uneori, dă impresia că-s diferit. Un ochi ești mai ieșit ca celălalt și intră în diagnostic diferențiat cu ideea de tumoră retroorbitală. E bine, deci, când ai acest sentiment, chiar dacă contextul pare clar de bază, tu să faci o metodă imagistică la nivelul oftalmologic. Eu am făcut cândva o astfel de misapreciere și la un pacient care era sigur că are oftalmopatie Graves, pentru că avea contextul, dar nu răspunde la tratament, i-am făcut destul de târziu, adică după tomografia computerizată, care mi-a arătat că avea un meningeom de aripă sfenoidală. Și, deci sunt și alte cauze, din greșeli, sigur, dar ideea de bază este că într-o asimetrie foarte mare este bine este indicat atunci când diferența de exoftalmometrie depășește 3-5 mm, într-un ochi celălalt, indicăm tomografia. Și mai este o situație, că într-adevăr, ca regulă, îi fac hipertiroidii și oftalmopatie cei mai mulți în același timp. Câteodată fac hipertiroidii, după un timp le fac oftalmopatie și am avut cândva chiar un caz care a fost la vreo 2 ani după ce fusese operată. Da. Dar uneori poate să fie situația în care apare oftalmopatia per se și încă nu a apărut hipertiroidismul și atunci este cel mai dificil că cumva ca diagnostic, pentru că nu te gândești neapărat din prima. Bun, te gândești ca medic de ce se iasă ochii din capul cuiva. Da. Poate să iasă dintr-o tumoră și atunci de multe ori ajungi să-i faci și remene sau CT de orbită, dar bineînțeles că trabul este foarte elocvent. Apropo de trab, cum se corelează trabul cu activitatea clinică a oftalmopatiei? Din punctul ăsta de vedere nu pot să spun că eu personal n-am văzut o corelație de tipul trabul foarte mare înseamnă ochii mai ieșiți decât trabul foarte mic. Alții văd că au găsit și acționează pe tema asta. În momentul în care boala se stinge, că sigur că da, e o fază activă și una reziduală de oftalmopatie, dacă un pacient a mers pe block replace o perioadă, să spunem, de un an jumate, doi, și este perfect echilibrat și dozăm trab și de data asta trabul este sub limita de 1,7, putem pune, schimba terapia? Da, din punctul meu de vedere aș încerca oprirea terapiei ca să văd că, pentru că e știut că pacienții cu boala bază vorbesc cam de componenta tiroidiană. Da. În general, componenta oftalmologică, mereu un pacient dacă a apucat să facă oftalmopatie, va rămâne cu un grad de exoftalmie tot restul vieții, adică e simplist să spunem că ar da înapoi ochii cu adevărat și total. Dar partea de hipertiroidism, da, cam 30%, mă rog, un procent, 30-25%, după poate să intre în remisiune și când intră în remisiune, da, poți să vezi acest pattern de trap care adică titlul de anticorp antireceptor TSH, care de la început ți-au spus că pacientul are Bazetov, intrând acum și arătându-ți până la urmă că fluctuația autoimunității la acel pacient se întâmplă cam la o treime din ei, intră în zona adică propria mea soție a avut Bazetov și acum nu mai are în situația asta. Sigur, din păcate, nu e de 100% că va fi așa toată viața. Adică e o expunere ulterioară la posibilitatea există de recidivă. Există riscul de recidivă pentru că undeva boală în fond genetic, chiar dacă noi nu am ajuns la performanța de a caracteriza amănunțit care sunt genele care favorizează. Și o ultimă chestiune ar fi legată de terapia pe care o îndreptăm împotriva tiroidei. Pentru că în tirotoxicoză dăm antitiroidiene de sinteză, dar putem avea și soluții radicale. Clasic, ele sunt intervenția chirurgicală și radioiodul. O mențiune specială cu privire la radio. Da, în general, chirurgia scoate tiroida cu totul, deci scoate și sursa de antigene care, în esență, au întreține reacția imunologică. Cealaltă metodă, care este o metodă foarte bună și convenabilă în anumite situații de pacienți care nu prea se pot opera din diferite motive, să zicem, legate de sănătatea lor, ai vrea să le dai un radioactiv să rezolvi cu hipertiroidismul. Doar că distrugerea se face in situ și asta poate să expună la o creștere a cantității de antigene, pentru că distrugerea e locală în următoarele săptămâni, că efectul radioterapiei nu e pe loc. Și lucrul ăsta a fost demonstrat că ar putea să ducă la creșterea gradului de exoftalmie la unii dintre pacienți. Este adevărat că sunt și studii care arată că poți preîntâmpina și e bine să faci lucrul ăsta cu un tratament glucocorticoid înainte și după administrarea tratamentului radioactiv. Da. Dar acum, dacă eu aș avea un pacient cu oftalmopatie foarte severă, în ciuda faptului că tratamentul cu prednizon poate fi preventiv, parcă n-aș risca. Da. Am și cazuri sofisticate în care
Da, un pacient cu boală Graves, cu o gușă mare, echilibrat prin antitiroidiene, a optat pentru acțiunea chirurgicală. A fost operat, boala oftalmică era destul de bine echilibrată pe puls terapie și în urma intervenției chirurgicale, examenul histopatologic arată un focar de cancer tiroidian și atunci se pune problema post-tiroidectomie, dacă și când dăm radioiod acestui pacient care nu numai are boală Graves, oftalmopatie, dar ia cătă are și un nodul tiroidian care are documentarea de cancer papilar tiroidian. Ce ați face? Depinde acum cât de mare e acel focar. Dacă focarul e, pentru că dacă focarul e milimetric, e posibil să nu aibă nevoie în mod particular. Dar să presupunem că focarul acela a fost evaluat de un expert în histopatologie și a găsit suficient de multe elemente de invazivitate locală sau sub formă histologică și trebuie dat iod. I-aș da iod, dar i-aș da cu protecția, sigur, de care am vorbit înainte pentru oftalmopatie, pentru că dacă i-aș da chiar atunci, depinde iarăși cât de mare e focarul. Adică, poate că, de exemplu, i-aș termina tratament. E foarte greu să pun în cap că avea și oftalmopatie severă și a fost operat în perioada în care avea oftalmopatie severă și că trebuie să-i dăm acum iod. De obicei e cam timp de respiro, dar pe principiu n-aș exclude ideea de iod radioactiv, pentru că e mai important să controlezi cancerul. Așa, dar în funcție de agresivitate, într-adevăr, în această situație am decalat administrarea iodului până când boala oftalmică a fost stabilizată, după care s-a de cel mai multe ori te lasă, că de cel mai multe e vorba de mici focare care nu sunt prioritizabile din punct de vedere al administrării de iod. Mulțumesc foarte mult, într-adevăr, un domeniu foarte interesant. Mulțumim! Creșterea competenței profesionale a specialiștilor din sectorul medical în implementarea programelor naționale din domeniul endocrinologiei și diabetului zaharat, ENDODIAB, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020.